Bună. Mă numesc Eugen Malciuc, vă telefonez din Germania. Și grijă de mașină. Mașinul lecțic a ăștia, guvernarea din Republica Moldova. Dar ce-a făcut? Dar ce a făcut? E că eu am aproape 2 ani de zile de când nu mă pot întoarce în țară. Și eu am așa un principiu că e în scopul celălalt că când am protestat, dacă mai țineți minte, cu palatca în fața parlamentului, este așa un video și a pus cortul pe YouTube. Dumneavoastră cred că ar știți, noi am mai discutat tema asta. Și am mai avut un dosar, prost un dosar așa, cu niște vorbi nepotemi, vorbi de astea care, niște vorbi urâte, nu au fost bătăi, nu au fost nici, și au fost că am plătit expertiza a doua oară, nu s-au demonstrat snimșile astea de la rengenic, au fost coaste rupte una alta și am fost condamnat la 2 ani de pușcărie. Noi am discutat timp chestia asta. Ah, deci ești acum fugar cumva în Germania, da? Că dacă te întorci acasă, te așteaptă sentința, te așteaptă închisoarea. Da, mă aștept cum e că am stat azi și m-am uitat la un video că de-am mă uit la o lună de zile de-a rând, mă uit că nu am nic cu omul celălalt, nu am nic atribuții. Nu văd că advocații dumnealui nu pot intra la dânsul. Znaci, și avare eu făcut de nu-i dau voie să vadă. Și avare că păpșarul ăsta nostru, el se ține un fel de Dumnezeu, cum a spus și proca, cum a spus el, se ține un fel de Dumnezeu în țara asta. Dar cu timp poate a venit și lui, te pui și neva capacul și te bate și cuile, cum a spus și proca, se bate și cuile și s-a trimat în lumea mare. Nu mai bine să stea închis pentru faptele lui, de ce să-i pui capac și să-l bagi în lumea mare? Da, câți oameni eu câți eu sequestrat și câți îi chinuie. Eu așa am o impresie că Platon nu degeaba nu-i dă voie la apărători să aibă întrevederi. El are o problemă acolo, ori e vânăt, ori e ceva e farmat, ori vopșe în viață. În schimb, iată, l-a scos și i-a dat voie să vorbească cu presa lui Filat. Și acela nu zice nimic. Asta tot e bun. Celălalt că a vorbit, tot e un plus pentru dânsul, că eu dau voi să vorbească. Asta e bine, că eu dau voi să vorbească. Și ce faci în Germania? Lucrezi? Lucrez. Și aștepți să treacă termenul prescripției sau... Dar termenul prescripție, am înțeles că după 15 ani o să treacă, eu nu știu. Păi unde au trecut vreo 3 și nori mai 3 și încă 13? Sau cât s-au trecut de când ești plecat? Doi. Poate schimbă puterea, dar n-ai angajat avocat să încerce să conteste, să Am anuleze. angajat un avocat, am plătit bani, mulți am plătit, nu ca așa, și o zis că a scrie la Curtea Supremă și așteaptă câștigătorii să duci la odihnă de la Curtea Supremă, tot m-a amânat și după ce a trecut termenul de scris la Curtea Supremă, mă sună și îmi spune că gata, nu s-a mai primit nimic, că nu vrut să scrie el prostul la Curtea Supremă, dar scris avea să marg mai departe, că eu veneam și acasă, eram gata să vin și acasă. El așa m-a dus din nas, că tipa o scris la Curtea Supremă, ne-a spus și pe urmă nu mai scris. Dar cine? Cum îl cheamă pe avocat? N-aveai contract cu el? Contract eu n-am avut, că noi am făcut online cunoscut cu el, nu mai fost azi advocat la mine într-o ședință la Ciocana. Nu s-o cheamă domnul Eugen, trăiește în dos la hotelul Chișinău. El e în vârstă așa cu părul blondin, scătăie într-un Nissan. Ei. Advocat ca bă, când nu a fost prima dată, a fost advocat puternic. Am câștigat și de cărțile cu dânsul, ce am avut eu, dar amu ia că o leacă puteți să-mi spui, băi, trebuiește așa de făcut, trebuiește așa de făcut, de dus la Curtea Supremă.
Dar de ce îi dai supermă? Că vrei să-ți bagi joc de ea sau chiar așa zici neata la supremă? Curtea de apel luată decizia de amu. Suprema, asta, da. E greșit. Rostov mini n-are cine să mă informeze, că nu pot să mă duc până la Strasburg așa, la Curtea Europeană, de dreptul omului și scriu, dar trebuie cineva să mă informeze cum de scris, cum de făcut. Și aici ați pot să hotărăsc pe loc. Nu mai vine o Moldova. Nu mai poți să plângi la CEDO. La CEDO nu poți să plângi până nu epuizezi toate instanțele interne, dar dacă ai pierdut termenele deja, gata. Avocatul ți-a jucat festa. Trebuia să angajezi un avocat din nădejde cu contract. Chiar dacă nu era din nădejde, din baza contractului, puteai să-i ceri banii înapoi, puteai să-l pedepsești cumva. Dar așa, dacă l-ai luat pe domnul Eugen cu Nissan-ul din spatele hotelului, cum e avocatul, așa e și soarta, și dosarul, și dreptatea. Încă i-ai dat și banii o grămadă. Ești bun și tu. Ce să-i faci? Să mai întâmplă. Ai fost la alegeri? Dar n-am fost, că eram departe de Frankfurt și mă nimerism în alt colț al Germaniei, eram în rută și nu mă puteam să mă dezbat pe mașut, de pe rută, să mă duc la alegeri. Mm-hmm. Dar nici n-ai pe cine alege, am cine să alege, pe cine să alege, pe Dodon, pe cine să alege, pe Plohatniuc, pe cine. Ia uite, din Germania puteai să mă votezi pe mine, am candidat și eu independent. Vezi că nu știi? Ceva alegeri? Rezultate bune? Rezultatele sunt bune, dar de-am alegeri dacă or mai fi anticipate. Dacă nu, de-am peste 4 ani, altă ocazie. Și rămâne tot Dodonaș, rămâne prezident, da? Dar nu au fost alegeri prezidențiale, au fost alegeri pentru Parlament. Aha. Schimbi deputații în Parlament. S-a schimbat, gata, avem alți 101. Păpșarul e de acord cu asta, e bucuros. Da, păi și el e deputat și are fracțiune, 30 de ciraj de ai lui. Dar eu m-am întâlnit cu cum am vorbit pe un grup, tot pe live, cu un băitan, tot prin politică, tot e prin părți, este la noi, lângă Hanover. M-a spus că Păpșarul cu 4 ani mai are la dispoziție și pe Moscă, gata, îți formează tot și are la... Dar nu știu, drept sau nu drept. Ei, dacă nu poți să ții mult lumea în teroare sau în minciună, se termină într-o bună zi încrederea și o să-și ia traista, valiza sau cum se cheamă, cu bani și valiza, pleacă. Valiza și clubii. Sau așa. Și pleacă, are vilă în Elveția, fișorțul e acolo. Malul lacului Geneva. Mm-hmm. Văd că știi detalii, deci urmărești știrile. Eu de la Chișinău. Eu de mult despre dânsul tet. Da, asta e veche. Un lucru m-ar interesa, aș vrea să văd, este scopul ăsta cu palatca de la Parlament, e legătură cu palatca și cu dosarul ăsta sau nu legătură? E ca și m-aș interesa din tare. Eu mi-amintesc că protestul celălalt de la Parlament îl făcut să-i deam când aveai complicații cu instanțele, cu legea, nu? Nu le avem încă. Da, ai făcut protest și ți-o găsit dosar penal? Am făcut protestul și pe urmă am avut conflict cu un sosiet de mahală. Și la instanța judecată am avut 6 instanțe, dintre care s-au fost chembați 3 procurori. Și l-ai bătut orice ai făcut? Dar nu i-am făcut nici, l-am tras numai de guci, de la capișonci. Și expertiza a arătat că aveau 2 coaste rupte. Martorii lui, singurul a spus că el descarca lemne din căruță, butulași, a doua zi. Oho. Eu am mai plătit odată expertiza să ne arăte snimca de la rentgeni, scoasele rupte. Și asta am spus la instanță, zic, adesea la care spital doriți din Chișinău, eu plătesc cât să asta rentgenul să-l traducă, să vedem, să rupte coase sau nu se rupte.
Zic, cu asta ruptă nu poți să scași lemn din cărut, vopșa nu poți să mergi cu coastele rupte. Și nimeni nu m-a ascultat nici și procuror și așa o cerut de oată 4 bani. Și la a 5-lea, la 6-lea judecat, ne-a cerut 2 ani. Și până la urmă ce ora, mă? Care-i sentința? Până la urmă mă aștepta un coleg de-a mie, un fost șef de la Chișinău cu mașina afară și am făcut așa o posibilitate mare că am ținut din judecat și am să mă sfit în mașină și pierdem eu și el, m-am oprit în valmă și gata. Păi da, dar cât o decis instanța? 2 ani. Cu executare? Sau suspendare? Da, cu executare, judecat de tip semi-închis. Și apelul a lăsat în vigoare și la Supremă n-ai mai ajuns, da? Sau apelul a mai dat ceva? Apelul a lăsat tot așa și la Supremă advocatul a tupit, orică n-a vrut, orică mai vrut și avarea și n-a vrut să, cum asta, să adreseze. S-a adresat, eu aveam să mă dau după dânsul, s-a adresat, dar nici nu s-a adresat cu nică la mine și nici nu a făcut ce a spus. Da, ai ratat ocazia să ajungi la CEDO dacă zici că dosarul e fabricat. Na, acum se poate de cerut revizuirea dacă ai probe marturi noi. Numai în așa condiții se poate cere revizuirea unui dosar. Marturii dar care cu au fost, alt jurist, cu alt avocat, nu cu acela cu Nissan de la hotel. Marturii la pătimaș, la cum spune, victima. Partea vătămată, pătimaș. Victima, da. Victima. Ei spun tot cum a fost, că l-au văzut a doua zi, mi-a zis pe drum, ne julit, ne bătut, nu nici. Ei merg mai departe și spun că eu îi contactez, eu să-i contactez de aici. Bun, la telefon dumii tale îți spun, dar în instanță, dar la închetă, cum a zis? În instanță spun tot așa și în instanță, chiar și cum n-a tot așa, care era de față cu mine. Dar unde, ce judecătorie de ce prima dată? La Strășeni. Bună instanță. Eu știu că e bună și judecătoarea chiar era tinerică, am un tras, una cu ochelari, așa, după, n-avea 30 de ani. Nu cunosc, nu era fiica fostului președinte de instanță? Dar președinte de instanță cine e și nici? E uitat cum îl cheamă pe cel de la Strășeni. Ah, nu contează. Pot să găsesc pe internet dosarul cu numele dumitale și am niște poze pe acolo. Și aflu cine semnat în timp. Gavriliță era președinte judecății, nu? Gavriliță a fost președinte și fixă tot Gavriliță Matin cu chema. A, Matin fixă, da. Știu că ea era cu ochelari. Bun, și ce vrei să afle lumea? Că ești supărat și că vrei acasă. Aș vrea să vin acasă, dar tare nici nu mă atrage când văd și crești în țară. Care sar de plaietaje, care vor să arunci și nu se mai aruncă, care dau foc la mașini, care strică pe brizuri la poliție, care lojesc cu oamenii trecere pe toți și nici nu se opresc și duc mai departe, dau foc la mașini pe acolo și vopșa e dezastru în țară, nu știu, nu-i nici o... de asta, nici o lege, nimeni nu poate să oprească, egoismul ăsta care se crește chiar așa, sta, lași mașina parcată în fața padesului și dă-i și nevarea focuri să-ți scoată tăi de întrânsa cum au fost cazuri cele că le-au desfăcut, le-au vândut la zapceați. Eu urmăresc, eu în fiecare zi urmăresc publica TV, urmăresc pe Astreana, publica Pro TV îmi dă asta. La Plohotniuc nu mă uit că el de-am, n-alam la inimă că el, eu leacă pe pșardi sa de-a nostru, știi care. Dar publica e lui Plahotniuc sau ai zis că ProTV totuși privește? TV, la ProTV mă uit. Da. La dânsul nu mă uit că el e dista, e păpșarul Republicii Moldova și care din oameni îl stimează, poate n-al stimează așa, dar îl stimează poate de frică. Dar eu n-al stimez nici de frică, nici de bunăvoie. Prostă el e nimic pentru mine și eu tot nimic pentru dânsul. El e mare, e alegar, milionar, miliardar. Cel mai tâmpit om din Republica Moldova e el. Lumea crede că au muncit banii ăștia. Eu muncit? De ce l-a votat dara lui de la Nesporeni? 72% l-a votat. L-a votat că le-a promis acolo, oleacă, grădiniți, drumuri buni care merg oamenii și cu chișorul de sclei asfaltul.
Ea ca cum vorbesc cu lumea de primarul la Orhei. Ca a făcut. În Orhei a făcut frumos. A făcut și baza și ea de odihnă acolo, bazinul și ala, cum spune, drumuri, o luminat oraș, o construit, o, multe au făcut. Dar Plohodniuc și-a făcut. A făcut și el concert. A făcut concert și-a frat miliardul. 80% din miliarde le-au pus în beș la Bulgară 40 sau pe la Elveția, pe malul lacului Geneva. Deocamdată și pentru miliarde e judecat anume Șor, nu Plahotniuc. Șor el n-a să ajung la pușcărie, că îi știu și fac, prost așa îi amână judecățile. Cum le-au amânat și ei, tot așa îmi le amânau, îmi le amânau. Eu niciodată am rămas vopșeș locat când am văzut 5 judecăți, la 5 a judecat în șerii 4 ani și la 6 în șerii 3, ori 4 și 2 au dezbătut și au rămas 2. Vedeți, dacă 2 și dețile voi pe amândouă, deci una 2 și una 2, eu mă duc. Și m-am dus și m-am dus. Asta care-i situația cu Republica Moldova, dar defilatul, spun sincer, chiar nijelii din spre tare l-au presat. Toate că era el polician de ăsta omenește, mai povestie la o televiziune, o politică de asta, de cum să o descifrezi, să mă înțeleagă și lumea și dumneavoastră. Povestie de viață și cum se construiască Moldova, cum să o facă, mai avea firmele cele cu băini, cu agricultura să o ocupa, cu una alta. Cred că eu închis tot eu închis păpușarul, dar păpușarul și face el. Da, am găsit sentința și semnată de judecătoarea Dorina Croitor. Da, și din noiembrie 17, din noiembrie 17, deci tu încă n-ai 2 ani, abia un an și o leacă de la sentință. Da, pe am 6 și 2 ani la toamnă, prin septembrie, octombrie, cam așa ceva. Mm-hmm. Dar n-arată acolo, nu sunt Interpol dat încă. Nu știu. Nu știu unde să caut pentru Interpol. Caută neta interpol.org sau nu știu cum acolo. Mamă, dar Interpolul caut că eu am documente italiene de amus. Am 3 cetățenii, le-am schimbat din românești în italiene și am cu italienii am luptat în Europa, n-are și nu se întâmplă nimic. Și crezi că nu te găsesc? Nu, numai că dacă ați vrea să vin acasă, să nu vin pe partea și el, pe stânga Nistru, să nu vin cu biometric, știi că noi intra la Ucraina, numai ca nu mă oprească. Bun, ai grijă. Da, fratele dumneavoastră și să mai aude. El e în Islanda. Nu găsesc pe site-ul Interpolului numele dumitale. Dar nici nu, că aveți să mă informeze de la Moldova, că mai am niște oameni care mă informează permanent. Iasnă. Dar nu știu, cum pot să hotărăsc eu dosarul ăsta mai departe? Eu chiar să vin acasă și deodată mă rețin. Nu pot să-l iei de la început sau înșeapă. Ți-am zis, poți cere revizuirea numai dacă ai probe sau martori noi. Sau dacă se găsesc vicii de procedură, probleme de procedură, că nu ți-au audiat martorii sau nu ți-au dat avocat sau eu știu, că nu te-au citat și tot așa. Dar trebuie un avocat bun sau o avocată. Cu mandat, cu... Avocatul a fost la dâns și a fost din oficiu. Liana Panos, o știți pe Liana Panos din Strășeni? Nu cred. Poate am întâlnit-o prin diverse procese, dar nu cred că o știu personal. Și nu te-a ajutat, da? Ei, ca cu o făcute la votriși de cât, o mers, dar pe urmă până la 4, 5, 6, parcă s-o muie tresoarele, s-o spas roțile și ceva de astea.
Erau judecăți că intra chiar și cafea în instanța judecată și bea și cafea în instanța judecată și nimic ce nimic. Și până la urmă, ce-a întâmplat, și aici nu a fost. Îmi pare rău. Și mie îmi pare rău, prosto că am cine să vin acasă, văd, dar n-am cine să vin acasă, eu vopșen, nici nu vreau să aud de Moldova și ce se întâmplă acolo cu nebuni ăștia parlamentari care au venit amul la putere cu păpșarul, cu una alta, nici până la graniță n-ar vrea să vin. Da. Ce să faci acasă, ce să faci, că spun oamenii că îți vând de amuhanile și le vând pe stradă, că îți plătească comunale. Dar pe asta e de mulți ani. Nu. Ce să faci acasă, vii acasă, mor de foame, numai și mă zațipească și mă ninie acolo. Mă gândi, stau așa cu parnica cu guri de pâine și un gățic ceva o găsesc pe șapte în Germania și o mănânc. Nu stau flămân. Bun. Dar la Moldova... Eu am înregistrat apelul și zic că ajunge că e deja o oră târzie aici. La voi poate încă e mai devreme. Dar la noi deja e ora tăcerii. Trebuie lăsați vecinii să doarmă. Da, opresc înregistrarea și dacă vrei publicăm dialogul. Publicați-l, fără nicio problemă. Eu nu mă... Pune-l pe ProTV, MD. Da, cum să nu? Ci eu am acces la ProTV, MD. Eu pot să-l pun pe Curaj TV doar. Pe Curaj TV și pe Facebook pot să-l pun. Curaj TV și Facebook, nu sunt întrebări. Bun, mă rog. Mai auzim, domnul Oleg. Numai bine, pa.